48 de locuri de muncă au fost oferite în cadrul bursei speciale pentru persoane cu dizabilități organizată la începutul lunii decembrie. Au participat 5 agenți economici, iar 14 persoane au fost chemate ulterior pentru un interviu sau o probă de lucru. Alte 5 au fost angajate pe loc. Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a decis organizarea în fiecare județ a unei burse speciale pentru persoane cu dizabilități. Fac o paranteză, în județul Buzău am mai avut o asemenea tip de bursă undeva în vară, o bursă care, am spus la momentul oportun, o repet și acum, pentru mine a fost o bursă de suflet, pentru că acest tip de persoane, dacă pot fi ajutate și am încercat să le ajutăm și am chiar reușit câteva persoane să angajăm, înseamnă câteva destine umane care au fost schimbate. Haideți să trecem efectiv la statistică. Au participat 5 angajatori care au dorit să angajeze un asemenea tip de persoane. Au ofertat 48 de locuri de muncă, au participat la stand 39 de persoane, dintre care 23 de persoane au fost persoane cu dizabilități și au fost programate pentru probă de lucru 14 persoane, iar 5 persoane au fost angajate imediat în timpul bursei persoane cu dizabilități. Din păcate, meseriile în care pot fi încadrate persoanele cu dizabilități sunt puține. Majoritatea ofertelor presupuneau activitatea în cadrul unui call center sau în confecții. O persoană care nu vede, dar în schimb aude ca noi toți, sau de multe ori chiar mai bine decât noi toți, poate să răspundă la un telefon și să comunice. De asemenea, în zona confecțiilor au fost preluați pentru că pot, la partea de finisaj, de a tunde niște ațe, de a eticheta și așa mai departe, operațiuni simple care pot fi făcute de asemenea tip de persoane. În primul rând, vreau să vă spun că am încheiat în acest an, la bursa anterioară, 7 contracte de solidaritate. Deci am finanțat cu salariu mediu pe economie timp de 12 luni angajatorii care angajează acest tip de persoane. În continuare mai avem bani și ne așteptăm să suntem în contact direct cu cele 5 persoane care au fost preluate de către 2 angajatori, persoane cu dizabilități, pentru a încheia contracte de solidaritate, pentru a putea finanța în continuare și pentru aceste 5 persoane locurile de muncă respective. Firmele care încadrează în câmpul muncii persoanele cu dizabilități sau tineri care părăsesc sistemul de protecție pot beneficia de un contract de solidaritate încheiat cu AJOFM. În baza acestuia, angajatorul primește lunar o sumă egală cu salariul mediu timp de 12 luni.